locutorul Marius Sava. Doctore, salut și bine salut, ai venit. Salut, bine te-am găsit. Am pus, ce drăguț am pus un must aici lângă scaun. Este must sigur? Must sigur, dar îl servim după. Da. Pentru că subiectul de astăzi este unul care aș vrea să capteze atenția celor de acasă, pentru că este un subiect extrem de e și important, sensibil, e și foarte dureros. Important. E fantastic. E o problemă, e o problemă de securitate a sănătății și național și internațional. Din păcate, noi suntem pe primul loc la bolile cu transmitere sexuală în general în Uniunea Europeană. Și la mortalitate, apropo de HPV, suntem pe primul loc la mortalitate, dar nu suntem la incidența cea mai mare, adică sunt țări care au incidența mai mare. Și asta este un semn că nu ne testăm cât trebuie și cum trebuie. Și sunt foarte multe semne de întrebare, pentru că din păcate, doar 6% din populație folosește metodele de prevenire a transmisiei bolilor sexuale. Și metoda cea mai cunoscută de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală, care este prezervativul, doar 6%. Nu este eficient în proporție de 100%. Este eficient în proporție de 85-90%. Ca totuși, să vezi. Știi ce? Este... Dar sunt mai multe lucruri pe care putem să le facem în general pentru bolile cu transmitere sexuală, nu neapărat pentru boli. Haideți să povestim oamenilor de HPV, pentru că, din păcate, cele care au de suferit sunt femeile. Ele pot să moară de cancer de col uterin, iar bărbații sunt cei care transmit acest virus. Uite, aici este o informație nouă pe care o să am să vă dau. Nu este un virus care afectează doar femeile. Este un virus care afectează și bărbații și femeile. Și bărbații pot face cancer din cauza HPV. Cancer la? Cancer penian, cancer testicular și cancer orofaringian. Să nu mă întreb cum poate să facă ăsta orofaringian, dar poate să facă tipurile acestea de cancer, poate să le facă și bărbații. Și în momentul de față, vaccinarea este propusă și pentru băieți. Pentru că s-a demonstrat faptul că te predispune ca să faci cancer și tu. Noi am stat o foarte multă perioadă de timp, foarte lejeră. Noi suntem purtători, nu pățim nimic, nu. Avem factori de risc pentru mai multe tipuri de cancer, doar cauzat de HPV și doar cauzat de cele două tulpini de HPV. De la ce vârstă se poate face vaccin? Pentru fete, la noi în țară, de la vârsta de 11 ani. Și pentru băieți? În Uniunea Europeană, la fete, este undeva a început de la 9 ani. Pentru băieți se propune de la vârsta de 14 ani, dar putem să facem, dacă vrem, și de la 11 ani. Nu cred că este vreo problemă. Deocamdată, băieții nu au fost incluși în programul național, dar or să fie, am înțeles, în toamna aceasta. Și pentru fete a fost o problemă, pentru că până acum se vaccinau doar fetele peste vârsta de 16 ani. Acum se vaccinează prin programul național și fetele înainte de la 11 ani. Australia este una din țările care aproape a eradicat HPV-ul. Elveția l-a eradicat în proporție de 99 și imediat după sunt țările acestea, țări cu o dezvoltare și cu o înțelegere a sexualității în general foarte ridicat. Asta e o problemă, e o chestie tabu la noi. Nu se vorbește și este moștenită de pe timpul Ceaușescu. Pe timpul comunismului nu aveam oficial boli cu transmitere sexuală. Cum e Coreea de Nord, acum ei n-au nicio boală acolo. La fel și în China. Adică țările astea ascund lucrurile și noi le-am ascuns și noi am moștenit ideea asta că e rușine să vorbesc despre lucrul acesta și în felul ăsta noi nu avem prevenție. Se fac niște ore de educație sexuală, dar e mai mult o glumă. Nu facem nimic practic. Da, știi ce vreau să te întreb și apoi să ne explici și să le explicăm și lor de acasă ce înseamnă acest HPV, cum se transmite. Ai spus că se pot vaccina băieții după 14 ani, 14 da. Ani, fetele de la 11 ani, dar dacă ești adult și nu te-ai vaccinat, poți mai face asta și la 30 de ani și la 40 de ani? Mai are efect vaccinul? Până la vârsta de 45 de ani, vaccinul este recomandat. După vârsta de 45 de ani nu este recomandat, dar poți să faci și după 45 de ani. Cum dacă poți să-l faci și după ce ești descoperit că ești pozitiv? Adică dacă tu ești pozitiv la câteva tulpini, poți să faci vaccinul după. Te protejează. Și protejează în proporție de 95%. Nu protejează 100%. Și niciun vaccin de pe pământul ăsta nu protejează în proporție de 100% pentru o anumită boală. Dar te protejează 95%. În România, în fiecare an, mor 3.000 de femei de cancer de col uterin și asta ar putea să fie prevenit foarte ușor cu un vaccin și prin metodele... Haideți să spunem ce e HPV-ul. HPV-ul este un virus. Este un virus care se atașează de colul uterin la femeie și la bărbați se atașează de organele sexuale și intră cumva în interiorul celulei. Și în momentul acela începe să schimbe structura celulei, cumva o hăcuiește, dacă îmi permit să spun lucrul acesta, și începe să producă și mai multe clone de-a lui, de-a virusului. Și în felul acesta se răspândește foarte tare în zona aceea. Pe termen lung, începe acea celulă care este infectată, începe să schimbe structura și nu mai este o celulă normală, ci este o celulă cu modificări. Și celula cu modificări, care este
precanceroasă începe să se mulțească, apare inițial o tumoră in situ, se numește, adică o tumoră localizată, și apoi începe să se mulțească și mai mult. Din păcate, sau din fericire, dar mai mult din păcate, nu doare. Și în felul ăsta tu nu știi. Mai, asta este. Dacă ne-am face, și noi și bărbații, dar și femeile, dacă ne-am face o dată pe an măcar analizele... Pentru femeie, testul Papa Nicolau, nu? Babeș Papa Nicolau, să spunem, și de Babeș românul nostru. Babeș Papa Nicolau, nu? Da, Babeș Papa bărbat? Nicolau. La bărbat se face o citologie, se numește. Este asemănătoare testarea. Este un pic mai incomodă, dar se poate face. Se face și din sânge, se face și din urină, dar se face și local, cu o periuță care recoltează niște celule. Poți să vezi dacă ai HPV și din sânge? Se fac anticorpi. Adică nu-ți arată dacă ai atunci o infecție activă, dar îți arată că ai avut la un moment dat contact cu acel virus și după aceea trebuie să continui investigațiile. Dar e un virus care se întâlnește foarte des, în care foarte multe tulpini. Nu o să-ți vină să crezi, 90% din populația Pământului a luat contact cu virusul acesta. Eu cred că toți am luat contact, doar cei care n-au avut relații niciodată intime, aceia n-au HPV sau și aceia pot avea, dar 90% din populația Pământului. Problema este că 20% din ei, adică din ăștia 90%, devin cronici, purtători cronici. Și asta este problema. Purtătorul unora le trece. 80% din oamenii care fac HPV în următorul an devin negativi, dar 20% rămân pozitivi în continuare. Și dacă rămân pozitivi în continuare, pot să sufere modificările de care spuneam. Acum, eu am scris aici mai multe. Noi cunoaștem peste 50 de bacterii care pot da boli cu transmitere sexuală. Peste 50. Și o lungă perioadă de timp am crezut că este, dacă este transmitere sexuală, înseamnă că este doar zona genitală. Nu este adevărat, afectează foarte multe organe. Adică afectează de la creier, plămâni, inimă, poate să afecteze pielea, poate să afecteze ficatul. Vaccin avem doar pentru câteva. Adică vaccinul poate fi prevenit la cei cu HPV și la cei cu virus hepatic B, care este tot o boală cu transmitere sexuală sau și sexuală, că se transmite și altfel. Bineînțeles, România a fost țară endemică de sifilis. O altă problemă, pentru că sifilisul este o lungă perioadă de timp asimptomatic, dar de sifilis netratat poți să mori. Chiar dacă ai zice, bă, e simplu, iei niște antibiotic și trece. Nu. Sifilisul îl recunoști la 3 săptămâni după aceea a avut contactul, îl mai recunoști odată la 6 săptămâni și apoi după ani de zile mai devine simptomatic. Dar tu poți să ai chestia asta în tine. Și nu poți să verifici dacă ai. E responsabilitatea. Adică să te duci să faci analize, să zici, dacă tu ai o bubă care ți-a apărut dintr-o dată la câteva zile sau la câteva săptămâni după un contact sexual neprotejat, du-te la medic, nu aștepta să-ți treacă singur. Bolile cu transmitere sexuală nu trec singure. Pentru că o să dispară buba și tu o să zici că nu ai avut nimic. Dar tu, de fapt, ești purtător de sifilis și toți partenerii tăi pe care o să-i ai o să primească de la tine lucrul acesta. Și nu doar că este lipsit de etică, este ilegal. Poți să faci pușcărie pentru asta. Pentru că avem un articol de lege. Ai transmis o boală, exact. Și tu cumva intervii în lanțul acesta de întrerupere a bolilor. Haideți să vedem. Deci spui că ai notat aici. Avem așa, deci avem virusuri, bacterii, paraziți și fungi. Cele mai cunoscute virusuri sunt virusul HIV, toți știm, care este o patologie cu transmitere sexuală, hepatitele A, B, C, D și E, HPV-ul, citomegalovirusul și Epstein-Barr. Acum aș vrea să vorbesc un pic de Epstein-Barr. Să știți că dacă te doare în gât și dacă te doare și în dreapta, nu ai apendicita. Greșeala asta s-a făcut în România o lungă perioadă de timp și adevărul este că în momentul în care ajungi în fața unui chirurg având 16-18 ani și te doare în dreapta, primul lucru pe care o să ți-l propună o să zică, domnule, ai apendicită, trebuie să scoatem apendicele. Dar să-i spui că te doare și în gât. Pentru că durerea din gât este dată de un virus care este cu transmitere sexuală, se numește mononucleoză boala. E boala sărutului. Și dă ganglion reactiv în partea dreaptă, jos. Și te doare. Ce e Epstein-Barr ăsta? Este un virus. Dar este un virus care mimează o durere, o patologie abdominală și o lungă perioadă. Mi-aduc aminte când făceam eu stagiul de chirurgie generală și ne spunea, băi, noi am avut niște probleme, pentru că noi operam apendice care erau normale, dar le scoteam oricum și oamenii aveau doar roșu în gât. Se întâmplă lucrul acesta, se întâmplă acum cu imagistica, se întâmplă mult mai rar, dar dacă ajungi pe undeva, într-un oraș mai mic, să știi că dacă te doare în dreapta, să-l anunci pe doctor că te doare și în gât. Și problema este în gât, nu în dreapta, o să treacă. Ok. Bacterii avem pe primul loc, bineînțeles, gonorea,
Gonorea a fost la noi în România o problemă la fel de siguranță națională, dar a fost mușamalizată de stat înainte de 89. La noi se dădea profilactic în instituțiile mari doxiciclina. Doxiciclina este antibioticul care tratează gonorea. Se dădea la toată lumea, noi am deprins un pic de rezistență la antibioticul ăsta pentru că l-am folosit. Și problema mare a gonorei este că dă infertilitate. Așa că toate cuplurile care au probleme de fertilitate să se ducă la medic să-și facă analizele de sânge și o să-i sigur o să-i se recomande și analizele bacteriologice. Paraziții avem pediculoza și scabia, Doamne ferește, adică râia și păduchii în mod popular, și fungii candida. Candida care este într-adevăr și ea este o infecție cu transmitere sexuală și foarte mare atenție, candida crește în mediul alcalin. Deci ar trebui cu apa alcalină și cu mediul alcalin să ținem un pic mai încet așa, să nu propunem la toată lumea să aibă mediul alcalin în corp, pentru că nu e neapărat bine. Okay. Dacă ne alcalizăm corpul, câteodată e rău. Acum, care sunt factorii de risc? Factorii de risc, pe primul loc, din punctul meu de vedere, partenerii multipli. Chiar dacă trăim într-o epocă în care lucrul acesta este luat în derâdere. Apoi avem lipsa vaccinării, bineînțeles, utilizarea de aplicațiile acestea de dating care sunt... Există un studiu făcut în New York, 75% din utilizatorii cele mai cunoscute aplicații de dating, 75%, sunt cunoscuți cu o boală cu transmitere sexuală. Mare grijă. Ok? Și, bineînțeles, lipsa protejării. Prezervativul protejează foarte tare. Nu protejează în proporție de la 100%, dar protejează. Acum, cum putem să protejăm? Culmea este că Organizația Mondială a Sănătății propune ca numărul 1 în criteriile acestea de protejare ca fiind abstinența. Asta e totuși ciudat, adică abstinența, să nu întreții toată viața nicio relație cu nimeni, asta sigur nu e nicio boală cu transmitere sexuală, dar nici nu te bucuri de viață. Apoi este monogamia și asta este o chestie care este destul de sănătoasă, din păcate nu prea mai este întâlnită. Adică, domnule, un singur partener, nu trebuie neapărat toată viața un singur partener, ok, dar măcar părând câte un singur partener. Nu în același timp câte 5-6, pentru că știi ce se întâmplă? Dacă unul din ei are o boală, tu o iei și o dai și mai departe. Și se întâmplă dintr-o dată o încrengătură din aceasta, toată lumea are. Ok, vaccinarea, bineînțeles, așa cum am spus, pentru hepatită și pentru HPV. Protecția. Igiena, foarte important. Sunt unele bacterii care nu se iau neapărat cu transmitere sexuală, se iau și de pe mâini. Okay? Deci când mergem la baie, ne spălăm după ce folosim baia, dar neapărat și înainte să ne ducem la baie. Și trebuie să ne spălăm pe mâini, să nu avem nimic pe mâini, pentru că de pe mână o să se ia imediat. Ok, la băieței este foarte bine, băieței, mai ales cei care au fimoză, cei care au probleme dimineața, băieței, dacă părinții sunt de acord, circumcizia este una din măsurile care te protejează cumva pentru bolile cu transmitere sexuală. Și asta, mai jos sunt chestiile etice. Domnule, atunci când cunoști o persoană, așteaptă un pic. Adică nu te duce dintr-o dată, gata, domnule, focul ăla mare, hai să începem, hai să facem și dintr-o dată o să te trezești cu o boală pe care o să duci toată viața. Asta este o problemă care, mă rog, este o chestie pe care bărbații nu o să poată niciodată să oprească un act, pentru că sângele nostru se scurge din creier în momentul acela. Și nu se duce. Ne trebuie 150 de ml de sânge ca să ne pregătim pentru act, bărbaților, și sângele ne pleacă din creier în zona care se ocupă de luarea deciziilor logice. Deci în momentul ăla să nu-l pui pe un bărbat să semneze un act, că ți-l semnează. Știi? Femeia, culmea este că sângele se scurge din amigdală. Amigdala se ocupă de frică, deci femeia nu mai simte frica. De-aia prin părinții câteodată în dormitor fără să vrea, pentru că ea nu mai știe de frică. Dar bărbatul este nul din punct de vedere al deciziei logice. Lemn. Deci dacă îl pui un bărbat să se oprească în momentul ăla, nu o să se oprească. Femeia trebuie să oprească dacă vede ceva suspect. Ok, bun. Da, doctore, interesant. Dar ca o concluzie, oamenii să meargă să se vaccineze și să încerce să afle multe lucruri despre HPV, corect? Să se testeze, toate femeile trebuie testate și bărbații, ar trebui testată toată lumea din punctul ăsta și să fie gratis. Asta ar fi foarte important, nu e gratis de fiecare dată. Vaccinare și vorbiți foarte sincer cu partenerii voștri.